Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect de ordonanță de urgență prin care jocurile de noroc ar urma să fie supuse unor reglementări mult mai dure ca până acum. Printre principalele prevederi, taxe mai mari de licențiere, care merg la sute de mii de euro, impozite mai mari și interzicerea vânzării și consumului de alcool în sălile de joc. Adică să facă timpul petrecut în sălile de joc cât mai plicticos posibil. Dacă nu-i dă voie omului să bea o citirică acolo, n-a făcut nimic. Mergi pe suc. Da. Ordonanța de urgență intră azi în ședința de guvern, ar putea fi și adoptată. În același timp, vă reamintesc, în circuitul parlamentar se află așa numita legea păcănelelor, prin care sălile de jocuri de noroc de acest tip ar urma să fie împinse la marginea localităților și numărul sălilor de joc cu păcănele ar fi limitat în funcție de numărul populația localității. Da, în funcție de numărul locuitorilor din orașul respectiv. Foarte interesant ce se întâmplă în domeniu. Premierul Ciolacu a vorbit zilele trecute despre un anume șantaj. Chiar așa s-a exprimat. Un șantaj al industriei jocurilor de noroc care ar încerca, se subînțelege, să oprească năsprirea legislației în domeniu. E o industrie care oricum manevrează venituri uriașe, peste 1,5 miliarde de euro anual, și de aceea și interesele sunt uriașe. Cu sau fără legătură, redactorul șef de la Gazeta Sporturilor, Cătălin Țepelin, a fost dat afară de conducerea de patronii de la Ringier, patronii elvețieni de la Ringier, după ce jurnaliștii publicației au refuzat să le arate șefilor companiei înainte de publicare o serie de articole despre industria pariurilor sportive din România. Și drept urmare, acolo a fost un conflict și pe redactorul șef l-au dat afară. De asemenea, presa a aflat că există numeroși oficiali care au câștiguri deosebite din jocuri de noroc și pariuri, printre aceștia, conform unei investigații G4 Media, care a folosit surse deschise, adică ce au declarat acești oameni în declarațiile lor de avere. Nu au intrat în conturile bancare să afle dacă nu, care cumva ori mai fi ascunse și alte sume. Deci, din surse deschise, G4 Media a aflat că printre oficialii care au câștiguri semnificative din jocuri de noroc și pariuri se află ministrul agriculturii, parlamentari, polițiști, militari, angajați ai fiscului, ai curții de conturi și chiar și ai inspectoratului pentru situații de urgență și ai Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, adică instituția abilitată să verifice legalitatea societăților din această piață. Sigur, da, poate au avut noroc în viață. Dar nu e nimic ilegal, Vlad, stai puțin, că am mai făcut discuția asta la un moment dat. Adică faptul că ai niște venituri din sursa asta nu înseamnă neapărat că ești în câștig, că tu poți să pierzi. Da. Sunt oameni care rulează miliarde, banii pe care îi joacă, păi nu apar nicăieri, apar numai câștigurile, sunt fiscalizate. Unul la mână, doi la mână. Problema mare este usălile astea de păcănele pe care vor să le scoată în afara orașelor, că acolo se rulează cei mai mulți bani, alea dau și adicție. Aia cu pariurile sportive trebuie să o recunoaștem. În țara noastră se pariază foarte mult, se pariază și în Anglia, se pariază multe țări. Nu este la fel de nociv cum sunt păcănelele. Știi ce spun? Nu. Nu știu ce spui și nu cred. Adică nu știu de ce crezi că la păcănele se rulează mai mulți bani decât la pariuri sportive, de exemplu. Dacă nu avem o statistică ca să vedem ce și cum, dar mie mi se pare că e foarte periculos apropo de jocurile de noroc și ce se întâmplă în online. Adică și acolo ar trebui lucrat astfel încât eu aș interzice cu totul jocurile de noroc și păcănelele de toate felurile. E, asta este. Adică dacă nu mai ai acces, aici, eu știu că sunt țări pe lumea asta care nu acceptă... Sunt, dar puțin și... Da. Din punctul meu de vedere, situația cu industria asta a jocurilor de noroc, luând în considerare toate informațiile, a început să semene mai mult cu o mafie decât un business, așa mi se pare, și ca atare cred că ar trebui să ne întrebăm nu dacă a venit momentul ca statul să intervină cu adevărat în controlarea acestei activități, că acest moment a venit și a trecut de mult, trebuia făcut de mult, ci cât de profundă și agresivă ar trebui să fie această intervenție. Și să dezbatem acest lucru, l-ați auzit pe Zaf mai devreme, spunând, eu cred că ar trebui interzisă cu totul. Sunt țări în care jocurile de noroc sunt ilegale. Majoritatea dintre ele sunt țări musulmane. Dar uite, în Turcia nu sunt jocuri de noroc, de exemplu. Mai sunt câteva țări asiatice, dar sunt și țări europene unde jocurile de noroc sunt foarte strict reglementate sau sunt monopol de stat. Polonia, din câte știu, este un astfel de exemplu în care jocurile astea sunt monopol de stat. Sub și Austria, mi se pare că e. Da, dar noi... Bun. Și atunci,
Avem câteva minute în dimineața asta, am vrea să vă ascultăm, vrem părerea voastră, sunați-ne la 0372069599. Eu vă ofer trei variante, alegeți una dintre ele și argumentați-o, sau dacă aveți alta, evident, e libertate totală. Deci, 1. Interzicerea totală a jocurilor de noroc în România. Nu spun da, nu, vă zic, sunt variante. Interzicerea totală, cu eventual doar monopol de stat. 2. Număr reglementat strict, autorizații puține, taxe mari, control și, în general, o monitorizare la sânge. Și 3. Libertate, că e mai bună decât toate, lăsat să regleze piața. 0372069599, vă aștept. Multe telefoane, o să încercăm să stăm puțin mai mult ca să vorbim cu toată lumea, sau, mă rog, să încercăm să vorbim cu toată lumea care a sunat, despre reglementarea jocurilor de noroc, cu trei variante pe care vi le-am oferit eu: interzicere totală, reglementare foarte strictă sau libertate totală, că e mai bună cum decât acum toate. Da. Mă rog, nici acum nu e super liber, dar e o reglementare destul de relaxată. Plătesc niște taxe și poți să deschizi o sală de păcănele oriunde. Pe asta zic, nici nu trebuie să ceri autorizații de la primărie. Ai o mică restricție cu proximitatea față de școli. Da, și la... să nu intre copii. Dar... Sunt intersecții în București unde nu mai sunt farmacii și bănci. Exact. Serios? Adică da, pentru că oamenilor le... Bun. 0372069599. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! Repede de tot. În Uniunea Europeană sunt 27 de state. Mă gândesc că ar trebui să vedem care este politica lor față de acest subiect. Care e cea mai restrictivă, care e cea mai libertină, să spun așa, și să urmăm o cale de mijloc. Asta e cel mai simplu. Că noi oricum, când e vorba de ceva... Păi, cu tare face așa, face... Bun, dar față de situația actuală, față de situația... Dacă spui că sincer, să urmăm o cale de mijloc, da, înseamnă că ar trebui să definim ceva, că nu există calea de mijloc standard. Odată la 3 luni intru într-o sală de lotopronă și joc un 6 din 49 și cam asta e tangenta mea cu jocurile de noroc. Nu știu cât de stricte sau nestricte sunt acum regulile, Dar când te uiți câte săli de păcănele sunt pe stradă, da, dar nu ce crezi, ar trebui să fie mai puține sau? Mihai n-are tentația și atunci nu... Bun, dar sunt oameni care au dependență și își pierd banii acolo și se afectează familiile. Asta este problema. Păi știu. Eu m-am gândit scurt de tot să faceți o campanie de interzicere a fumatului. Pentru că fumatul provoacă mult mai mult rău decât orice altceva, din punct de vedere financiar al sănătății. Mulțumesc foarte frumos. Sincer, eu nu sunt pentru prohibiție la nimic, nu. Cred că sunt pentru reglementare mai strictă a lucrurilor care afectează sănătatea sau psihicul oamenilor. Apropo de loterie, înțeleg că toate agențiile loteriei au în sediul lor și păcănele. Da, uite, o temă de discuție. M-au și casele de pariuri, că asta e marea problemă, păcănele. Dar să știți că loteria asta, imediat să fac paranteza. Deci 49. Loteria, da, ce se extrage o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, cum sunt astea 6 din 49. Loteria nu dă dependență, pentru că nu oferă satisfacție imediată. Păcănelele provoacă în creier... literalmente emisii de dopamină, pentru că apeși pe buton și poți să câștigi sau să pierzi imediat și atunci aia provoacă dependență. Cum și la pariurile sportive, cel mai mare pericol reprezintă alea online, unde oamenii pariază instantaneu și pariază în continuu. Aia care îți duc și își fac ei un bilet și odată îl pun pe săptămână, weekendul ăsta și pun 2 lei să câștige nu știu cât. E altceva. O să vă spun ceva foarte interesant din Germania. Alex, bună dimineața! Bună. Salut, dimineața. Alex! Bună dimineața, băieții! Părerea mea este strict pentru că strict interzicerea lor, pentru că oriunde, în orice oraș din România te vei duce, vei vedea amanet, casă de pariuri, farmacie, după iar un amanet, după iar o farmacie. Da. Și cum spunea și băiatul de mai devreme, domnul de mai devreme, în legătură cu țigările, eu cred că mult mai nociv mi se par pariurile sportive și cu păcănelele față de țigări. Pentru că acolo s-au destrămat familii din cauza lor, s-au pierdut bani. Bun, dar nu crezi că interzicerea totală, prohibiția jocurilor de noroc, de orice fel, ar determina apariția unei piețe negre sau ar muta tot fenomenul în zona internă? Asta e foarte posibil. Dacă luăm exemplu americanilor în legătură cu alcoolul, din anii 20, da, s-ar putea să se întâmple o chestie din asta, că în ziua de astăzi o aplicație neagră, cum ar veni,
și să se joace pe VPN-uri în alte țări, e păi foarte atunci, simplu, dar mult mai greu. Și atunci de ce crezi că interzicerea ar fi o soluție? Că tu ai spus că interzice cu totul. Da, eu aș interzice cu totul, pentru că ar fi o soluție din cauza mai ales copiilor din ziua de astăzi, că dacă te duci pe stradă ziua sau imediat după ce ești copiii de la liceu, vei vedea la casele de pariuri o grămadă și mulți dintre ei nu au 18 ani. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Nu e vorba numai de asta, e vorba că adună o anumită faună toate casele astea de păcănele și devin dependenți oamenii amărâți. De exemplu, am o vulcanizare lângă bloc, oamenii de câte ori umflă o roată și primesc 3 lei, au fugit la păcănele și încearcă norocul să câștige bani mulți. Avem un mesaj foarte interesant din Germania, de la un ascultător, care ne spune cum e reglementat acolo treaba cu păcănelele. Și spune că acolo aparatul îți ia doar 10 euro, deci nu primește mai mult de 10 euro odată, și maximum 60 de euro pe oră acceptă și îți face și foarte multe pauze ca să-ți încetinească ritmul de joc. A zis că acum un an jumate a fost o decizie și s-au închis peste noapte jumătate din săli, iar el personal a pierdut 2000 de euro în august în România la păcănele. 2000 de euro. A pierdut omul ăsta în România la păcănele în august. La păcănele e mirajul ăsta, că acolo se promovează niște câștiguri și sunt unii, am înțeles, care câștigă un miliard, câștigă niște sume fabuloase, știi? La loto se câștigă și un miliard cu o șansă la 30 de milioane. Aici sunt șansele un pic mai mari, se întâmplă mai repede toată treaba. Alina, bună dimineața. Bună, Alina. Bună, Alina. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Părerea ta? Părerea mea este un pic mai personală, ținând cont că în familie am avut o experiență foarte neplăcută din cauza așa numitelor păcănele cu tatăl meu. Cred că ar trebui interzise, deși sunt conștientă că sunt urmări sau ar putea fi urmări neplăcute în urma acestei interziceri totale, dar pur și simplu, din punctul meu de vedere, sunt extrem de toxice și nocive. Și așa cum au mai spus alții antevorbitori, sunt foarte mulți tineri, foarte mulți copii care de la o vârstă foarte fragedă poposesc, ca să zic așa, în sările de jocuri de noroc și își compromit foarte tare viitorul, gândirea, tot. Ce însemna? Tatăl tău era dependent. Ce însemna asta pentru voi? Ce însemna pentru mine? A fost o experiență tare neplăcută pentru că am văzut o degradare a unui om extraordinar. Mulțumesc mult că ne-ai împărtășit și îmi pare rău pentru experiența pe care ai avut-o și mulțumesc mult pentru ce ne-ai spus. Mai avem un minut. Alin, bună dimineața! Bună, Alin! Salut, Alin! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu chiar lucrez în industria jocurilor de noroc, atât că lucrez pe o licență din UK și cred că acela ar fi exemplu care ar trebui luat și în România. Pentru că UK-ul, Comisia Jocurilor de Noroc din UK oferă o protecție socială foarte mare, dar pe domeniul online, pentru că acolo se poate controla foarte bine. Pe când la sălile fizice este foarte greu să controlezi. Dar cu niște sancțiuni foarte stricte în ceea ce privește minorii care într-adevăr intră în sălile de jocuri de noroc, unele, într-adevăr, cele mai mari, îi controlează, le cere buletinul. Deja au început, pentru că și în România există legislație din decembrie 2022. Doar că nu se aplică. Vechea noastră problemă. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile din această dimineață. O să vedem ce decizie ia guvernul. O să urmărim ce se întâmplă cu legea păcănelelor care a trecut de Senat și ar trebui să intre în dezbaterea Camerei Deputaților. Dar eu observ următorul lucru. De fiecare dată când facem dezbaterea asta sau discutăm despre acest subiect, majoritatea, imensa majoritatea celor care intră în direct, care sună și își exprimă părerea, sunt împotriva industriei și vor reglementarea mult mai strictă sau chiar interzicerea jocurilor de noroc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.